Mobilizare extraordinară de forțe weekendul care tocmai s-a dus. Mii și mii de oameni din județul Timiș au venit la centru de vaccinare organizat în lanul de secară într-o afluență de neoprit. A fost fantastic, a exclamat optimist o doamnă recent înțepată. N-am simțit nimic. Povestea vieții mele. A continuat aceasta, insistând pe faptul că toată lumea ar trebui să vină lanul de lavandă să se imunizeze, deoarece nu o să simtă nimic. Excelentă idee cu lanul de lavandă. Pentru o mobilizare și mai eficientă, îi propunem premierului Câțu să organizeze campanii de vaccinare și în alte locuri, la fel de inspirate, pe blocuri sau după blocuri, în pomi, în lift sau unde mai este omul să se relaxeze. La bibliotecă, la casa de cultură, la atelierul de brodat și chiar, Doamne iartă-mă, la muzeu. Hai noroc! Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Mă bucur că în această seară l-am în studio pe Nico Alifantis. Bună seara! Bună seara, domnul Tuca! Bună seara, domnul Alifantis! Și putem continua așa la nesfârșit. Aia nu, n-are. Bună seara, domnul Nicu, bună seara! Da. Domnul Marius! Am înțeles că, știm că starea dumneavoastră generală, permanentă, e aceea de... Dau ceva să șterge ochelarii? Nu, că am, okay. nu te arunca. Este aceea de ciufut drăgălaș, aș putea să spun. Aș vrea să știu de la început în ce apă ne scăldăm. Mergem pe o ciufuțenie drăgălașe sau... Poți să-mi spui în primul rând simplu Antipatis. Antipatis, ce e bine sună asta, da. Ai scos-o tu sau ți-a zis cineva? Nu, mi-a zis cineva. Ce bine ți-a zis. Da, foarte ce bine, bine că ești, ce bine excepțional. Și mai e una foarte bună a lui Andrieș, care mi-a zis protuberanță scenică. Da. Nu pot să cred. Ba da, ba da. Și în general tu cânti niște bălăduțe triste, da. Și cântece pentru intemperii, cum sau cum? Adaptate pentru... Nu, sunt un cântăreț al intemperilor. Al intemperilor, ce bine. Da. Te uită cum ninge în decembrie, ploaie în luna lui Marte. Ploaie infernal în luna lui Marte, da. Te uită cum ninge decembrie, plouă. A venit toamna și în general numai păguboșenii. Da, da. Ce faci? Ce să fac? Bine, tu? Mulțumesc de invitația de extra, la Caracal. Excepțional. A, de la Caracal. Asta voiam să zic. Ai fost selecționat, nu? Sigur că da. Hai mă lăsați. Da, și cu o zi înainte de Caracal, unde am, a fost de la Băicoi. Nu, la Băicoi, de acolo ești tu, poate. Asta a fost la Brezoi. Așa, la Brezoi vreau să zic că a fost fix la 9 luni. Din momentul în care ai cântat ultima dată. Din momentul în care am născut. Da, când ai născut ultimul concert, un șoricel. Da, și s-a simțit pauza asta, a fost destul de... de lungă. În primul rând, avem poze aici de la Caracal. Da, le-am nu știu dacă frumos. S-a simțit că n-am fost la Băicoi, dar vreau să spun că la Caracal, da? Hai că mai dați, lasă, nu mai dăm mai încolo fotografiile. Lasă că nu mai mă uit la ele, că le știu, le-am nu, văzut. Nu, asta zic, să ne vedem noi, mai ales când apar eu să mă văd cel la televizor. Vreau să mă vadă mama, că am fost plecat un pic din localitate. Nicu, nu știu cum a fost la Brezoi. Glumim cu Brezoi, acolo e un om care se ocupă, da, care da. Aduce artiști, așa care este. Una e una, alta e alta. Care face o manifestare culturală în toată... Nu, eu altceva voiam să zic. Voiam să zic că în clipa, deci cu o noapte înainte de a pleca la drum, n-am putut dormi. Deci am trăit fix emoțiile alea de prima zi de școală, de nu știu, de ce vrei. Foarte greu a fost, din punctul ăsta de vedere, pentru că eram... foarte stătut, mă simțeam ruginit așa. Și emoționat de reîntâlnirea cu publicul și cu o să cânti. Da, pentru că nu mai știam. Eu 9 luni de zile am pus doar o singură dată mâna pe chitară, i-am cântat de Ancăi. De ciudă. Nu, i-am cântat Ancăi pe terasă și soacră. Mi, îți dai seama, ele ca s-au să nu plictisit. Să nu plece de acasă și în primul rând că oricum s-au plictisit după primele două cântece. Că le știau pe toate. Nu e adevărat. Păi nu. Da, eu cred că am fost la 10 de concerte, 50. Da, te rog, iartă-mă. E, una peste alta vreau să zic că... Băi, mi se aburesc cu tine ochelarii, nu mi s-a întâmplat niciodată, nu înțeleg de ce. Hai că mă întorc în partea asta și vorbesc nu, așa. Nu, zi. A. Stau un pic să... Nu, cred că ai emoții sau... Am și emoții cu tine, pentru că atunci eu fac lucruri care îmi plac foarte tare. Iar emisiunea cu tine și faptul că ai venit, știi bine că... Știu, o faci cu drag și o fac cu drag și îmi place să stau de vorbă cu tine. Am stat și la Caracal o grămadă. Bine, mi-ai spus și multe mizerii. Nu o să le spun în seara asta pe toate.
Dar o parte o să discutăm. Oricum, e absolut impresionant ce faceți voi acolo la Caracal, ce s-a întâmplat cu festivalul ăsta. 11 ediții, nici nu știu da, cum. Da, e incredibil, așa e, nici minunat. Au trecut 11 ani. Iar desfășurarea de forțe este absolut impresionantă pentru un orășel atât de mic. Corect. Dar pe un teatru absolut minunat. Pe un teatru absolut minunat. Tu ai înregistrat un concert acolo, nu? Am tras un DVD, da. Am filmat un DVD cu Fragilu, însă cu altă formulă. Uh-huh. Și să vedem, la un moment dat o să-l scoatem. Deocamdată a fost perioada asta de pauză în care sunt așa un pic... nu sunt multe lucruri clare și o să, abia când se vor clarifica, o să văd în ce direcție. Am văzut că ai scris un text cu Năduf pe Facebook, eu te urmăresc pe Facebook, sunt fanul tău, și te întrebai la final cine va răspunde, cine o să răspundă pentru toată această perioadă, pentru viața noastră furată din ultimul an. Și chiar așa, cine o să răspundă? Nu știu, eu am senzația că nimeni. Și era eu sunt convins de asta. Era o întrebare absolut retorică. Dar mă doare sufletul, sincer, și știi ce, de fapt, cel mai tare și mai tare, știi ce mă enervează? Că am senzația că sunt luat de prost. Și asta, de fapt, mă scoate din sărite, pentru că e un comportament al diriguitorilor ăstora ai noștri. Care cred că sunt ai lumii întregii, Nicu. Bine, eu... Că a fost la nivel planetar de data asta. Da, da, ok, la nivel planetar. Dar întrebarea e bună, uite, mie nu mi-a venit. Da, mi-a venit multe altele. Și pe noi ne-a mâncat, știi, că bine, sunt multe lucruri care puteau să mai aștepte. Dacă facem acum un inventar, o să vedem că multe din lucrurile, din măsurile care s-au luat, a fost... Absolut. Absurde, dacă pot să spun. Absurde, inutile și... Degeaba cum ar veni, da pur absolut și simplu. Degeaba. Apropo de faptul că n-ai cântat multă vreme și știi că noi ne-am mai întâlnit și mi-ai zis nu vreau să cânt, n-am chef, n-am stare. Nu știu cum a fost la Brezoi reîntâlnirea, dar la Caracal concertul a fost unul excepțional. Și am văzut zeci de concerte ale lui Elefantis în toate formulele. Ba te-am văzut și cântând pentru prieteni și știu exact ce înseamnă un artist atât de mare cum ești tu. Ești tu drăguț. Eu sunt un nenorocit de om, știi foarte una bine. Una peste alta am avut emoții. Bine, eu am emoții la fiecare spectacol, dar aici au fost un cumul de emoții, pentru că, practic, statul ăsta... În primul rând mi-a fost frică de mine dacă mai știu să cânt. Pe bune vorbe, serios. Da, adică, băi, o chestie de exercițiu, la urma urmei. Ori o pauză atât de lungă, nu e voie, în mod normal, trebuia să exersezi. Știi că am auzit de la mulți actori care au venit anul ăsta la Caracal, aceeași chestie, emoția reîntoarcerii pe scenă după foarte mult timp. Este teama asta, exercițiul pe care nu-l mai aveau și simțeau în fiecare mușchi, în fiecare celulă chestia pentru asta. Că a mai fost și o chestie absolută. Tu sigur nu sufli în ochelari? Sau? Nu, vorbesc serios. Da, să nu faci vreun vodul, ceva. Că te cred în stare. A mai fost un lucru care, bun, exersai pe toată perioada asta, stăteai în casă și îți vedeai de ale tale și exersai. Multă lume a făcut așa și bine a făcut. N-ai putut. N-am putut pentru că permanent, în clipa în care îmi luam chitara în mână sau mă gândeam să hai să lucrez ceva, să mai fac un cântercel, poate este ceva, mă gândeam, ok, da, îl fac și, pentru ce, de ce. Unde o să te întrebai mereu asta. Da. Apăreau tot felul de întrebări. Apropo de un viitor care se întrevedea și încă, eu așa-l văd în continuare, încă e incert. În ceață. E așa. Într-o cețucă bună, de-aia de dimineață. Sau când ceața e lipită de drum. Da, mai ales că acum îți dai seama, după ploile astea, ceața e... E la ordinea zilei. Da. În fine, hai să nu mai vorbim de... Nu mai vorbim de pandemie, pentru că avem multe de vorbit. Nu, și atât de mult s-a vorbit despre povestea asta că... Din păcate sau din fericire pentru tine, eu cunosc discografia lui Nicu Elefantis. Și o știu bine. De ce râzi? Păi râd că mie mai îmi scapă printre degete. Deci, nu, bine că eu știu pe cine că, eu știu bine pentru că am ascultat vinilurile tale, știu albumele astea, am și colaborat pe care le-ai scos în timp, astea care sunt excepționale și... Culmea, știi care e Nicu? E un paradox. Și Mozaic și Cântece de Șemineu n-au avut cunoașterea pe care o meritau, de care aveau nevoie, pentru că sunt la fel de valoroase cu primele tale albume. Dar, într-un fel, te-au urmărit atât de tare cântecele, albumele tale din anii 80 încoace, de fapt nu din 80, din 70.
76, primul album, da. Că în curând faci 50 de ani de activitate și tu. Ok. Nu e, e ok, nu-i nimic, da, e ok. Da, da. Și eu sunt... cumva e nedrept, știi, că aceste albume care au cântece atât de frumoase, atât de, atât de diferite. Asta e o politică care e foarte la modă la noi. Îl dai pe artist cu hiturile lui, să zicem. Mm-hmm. Hituri în ghilimele, da, mă rog. Păi nu, sunt. Da, bun, ok. Păi nu cred că e un artist de folk, ca un, un artist de folk așa cum ești tu, care să aibă atât de multe hituri, cu ghilimele, fără ghilimele, cum okay. vrei. Mulțumesc. Ideea e alta. Pot să fac eu de acum încolo și de mii de alte albume, poate mult mai bune, cu piese mult mai frumoase. Că... nu se vor difuza. Pentru că, pentru că e un playlist al radiourilor, ele au acolo niște vechituri, mă refer acum, plus că s-a și restricționat foarte tare de niște ani buni apariția noastră, a generației mele pe radio. De ce spui asta? Pentru că sunt din ce în ce mai puține radio care mai difuzează Alifantis, Vintil, hai să zicem folk, generic vorbind. Mm-hmm. Și asta este. Nu se mai difuzează. Dar de ce nu se mai difuzează? Păi pentru că noi suntem niște producători liber profesioniști și stăpâni pe resursele și pe puterile noastre. Așa. Iar acum radiourile sunt monopolizate de marile case de producție. Acolo, care difuzează, care difuzează exact în baza unor sondaje, tineri da. Ce ascultă... De câte ori am avut ocazia să discut, nu la manieră de reproș, pentru că pe mine oricum radio nu mă mai interesează de mult de când am... Eu încă te mai aud pe radiourile românești. Sunt câteva radiouri care mă difuzează. Nu, uh-huh. Am și zis, sunt din ce... Știu, din nu ce te-ai prins niciodată, dar putem să discutăm despre asta. Absolut, asta și vreau să spun. Eu când aud de la un redactor muzical când spune, domne, noi trebuie să difuzăm ce ni se cere, mi se pare o foarte mare prostie, pentru că, bun, și atunci care este rolul tău de formator? Nu mai există, sunt doar niște tonomate de muzică, radiourile. E o afacere. În care oamenii sunt încorporați și ei ca niște mașini care apasă pe niște butoane, urmărind ce vor, ce... Nu, eu sunt exact pe dos. Construit și noi suntem construiți, încercăm să chiar să facem educație în direcția asta, dacă vrei, și să impunem valori în care noi credem. Asta am făcut întotdeauna. Și e foarte clar că nu mai e nimeni interesat cât despre albumele noi, dacă nu ești casă producătoare de Alifantis Music. Hai să fim serioși. Pe de altă parte, nu vorbim despre muzică folk. Tu cânti cu trupe dintotdeauna, da, sigur că și... câteva formule de spectacol. Ai formule, toate sunt cu... Făcut, da. Îți mai lipsește orchestră, cred că ai cântat și cu orchestră. Am cântat. La un moment dat, așa că da. nu despre asta e vorba. Ci pur și simplu că nu mai dau artiști care nu intră în play rotation-ul lor, exact. Cum ar spune ăla în sondajele pe care le fac din când în când. Și ce ar fi de făcut? Că muzica se ascultă sub toate formele. Eu am renunțat să mai impun această problemă pentru că tot aud diversi colegi ai mei care se plâng care pe unde apucă și lucrul ăsta mie îmi displace profund. Eu când am ridicat această temă acum și am abordat acest subiect și îl discutăm și cât l-o mai discuta, că n-are rost să insistăm prea mult pe marginea lui, vreau să zic că pe mine nu mă mai interesează. Dacă e cineva să mă difuzeze foarte bine, mă bucur. Dacă nu, iar foarte bine, nu mă plâng, nu mă mai... Nu, chiar sunt resemnat. Din punct de vedere al radiourilor și al televiziunii sunt resemnat. Din punct de vedere al online-ului, da, poți să-ți faci o promovare, dar și acolo e... Tu ai 300 de mii de... Nu, aproape 300 de mii pe Facebook. 270. Nu, aproape 300 de mii, da. Adică nu e de aici de acolo, cred că ești unul dintre cei mai urmăriți artiști din punctul ăsta de vedere. Nu mă plâng nici de asta, e ok... Dar... De ce? Online nici acolo nu se face așa cum trebuie? Nu, online nu încă nu produce financiar cât ar trebui sau nu știu ce să... Adică nu se câștigă din online? Nu se câștigă din online. Așa conform cum... audienței până la urmă sau popularității sau nu? Bine, aici ce se întâmplă? Un artist are două căi clare. Primul este activitatea de scenă, dacă o are. Și de unde asta, se câștigă niște bani. Da.
Tu întotdeauna ai avut concerte, adică da, nu avut te-ai concerte. Prins niciodată. Nu, Doamne ferește, de ce să mă plâng? Aș mânia pe Dumnezeu. Nu, chiar a fost ok și... Și după aia sunt vânzările, de albume la concert, de vânzările pe sistem online, magazin online care să vândă produs în sine. Uh-huh. Și apoi vânzările digitale, care iar sunt... Aici ești pe platformele astea? Eu sunt pe toate platformele astea, dacă aș vedea și bani de pe urma vânzărilor, ar fi minunat. Păi lasă-mă, că iau fetele, iau Maria, are o cine să ia banii, are cine să ia banii. Tu lasă, tu cântă. Eu la asta mă gândesc. Tu cântă că vorbim mai. Da, vedem, da. Facem un contract, iau și eu 1%, vom vedea cum facem. Da, problema este că toate lucrurile astea, toate... necesită din ce în ce mai tare un staff, e greu de întreținut singur o astfel de antreprință. Și tu te încăpățânezi să faci singur asta? Nu mă încăpățânez. Nu mi s-a întâmplat niciodată, deci zi ce faci. Deci ochelarii mei sunt pe cuvântul meu de onoare, vezi? Nu fac decât să mă uit fix în ochii tăi. Păi aia, pe voodoo, dar uite-te mai așa, mai într-o parte. Chiar arăta făcător de voodoo. Las că știm noi, dacă te gândești într-un fel anume, sigur se întâmplă ceva rău. Arată-ți tricoul ăla în toată splendoarea, că e prea mișto. Păi dar nu mă văd la televizor, e foarte mic televizorul. E foarte mic televizorul. Da, uite că se vede. Uite ce frumos e. Deci ăla e chiar coronavirus acum. Da, uite. Da. Ai stat în casă. Am stat în casă. Ai toate bolile posibile și imposibile. Da, normal. Ălea la care erau predis. Dar eu sunt un muzeu de comorbidități, adică... Poftiți? Sunt un muzeu... Muzeul comorbidităților. Păi nu... Ai văzut că la Iohannis nu e în stare să zică comorbidități, zice comorbidități ceva. Ei, și mie mi-e greu. Că are... Comorbidități? Ai, că nu e chiar atât de... Ai mă, că are râul în el. Da, Marius Manole are o chestie extraordinară. Vorbea cu maică sa și îi zice, mamă, știi că nepotul ăla nostru, nu știu ce, e cu COVID. Și cum e? E bine, dar are foarte multe comorbidități. Ce are, măi? Foarte multe comorbidități. E genial. Și Marius zice într-un fel anume, sărac. Bun. Deci nu se câștigă bani din... cum se cheamă ăsta? Că și atunci ne-am uitat. Eram la Caracas, ne-am uitat cum se cheamă. Zi, asta... Spotify, da? Da, bun, se câștigă, dar nu e impresionant ca să... Uh-huh. Aici e și se creează un cerc vicios. Stai o secundă, numai tocmai la Nicu acum. Deci e incendiu la un spital de copii. Asta e nasol. Dă-mi imagini, dacă e incendiu, da, dar nu se iasă un fum, știi cum e. Nu mă, asta chiar e un lucru important. Păi nu, dacă este, da, dăm, n-am nicio problemă. De veche în lanul cu lavandă. Bun, deci ești pe toate platformele astea, da, oamenii da, te da. Pot nu, găsi eu și așa mai insist. Departe. Sunt convins că undeva nu foarte departe. Timp foarte îndepărtat se vor așeza lucrurile astea, pentru că sunt pe calea cea bună și vreau să fac ordine. Uite, eu spun de fiecare dată și trebuie să spun și live aici, ca să nu mă mai enervez tot timpul, și tu și în general când vorbesc, dacă vrea cineva să cumpere Vinyl Collection, care mi se pare cea mai tare colecție pe CD despre viniluri sau cu toate vinilurile, da, tare, nu o găsești. Păi nu se mai găsește că e epuizată. Păi da, dar nu mi se pare corect. Și aici ajung la ce spuneai mai devreme. Trebuie un producător, un om care să investească produsele astea. În primul rând, trebuie o putere financiară, pentru că gândește-te că sunt multe albume, de exemplu, nici Nikita eu nu-l mai am pe piață. Da? Corect, l-am, deci l-am în clipa acasă. De față, eu sunt descoperit cu vreo 6-7 titluri. În CD-uri, de fapt, vorbim titluri de CD-uri. Care sunt CD-uri. Da. Păi dar nu e ok. Nu e deloc ok. Nikita, unde sunt e Nikita, poemele spuse de el. De Șemineu, Vinyl Collection, care are 4 discuri. 4 discuri, atenție, da. Deci un... Hai să vedem cu imagini, să vedem acolo, că de-aia suntem stație de știri. Ah, aha. Uh-huh. Spitalul Sfânta Maria din Iași. În momentul ăsta sunt imagini live? Sunt imagini live, da? Putem să dăm în jumătate de ecran sau să dăm într-o fereastră să urmărim evenimentele și în funcție de asta, da, sunt ultimele două etaje, sunt două saloane. Am urât ce se vede acum. Da, destul de urât. Copiii au fost evacuați? 7 copii au fost evacuați. Lăsați în fereastră numai dacă e cazul.
Da, dacă e, la un moment dat puteți să-mi faceți legătura, să avem primele informații, să ne spună ce s-a întâmplat și cu imaginea de acolo și după aceea continuăm emisiunea. Deci 7 albume. Lasă-mă, mă, că eu când văd lucrurile astea nu mai de albume. Dar asta le vedem în fiecare zi. Păi nu le vedem în fiecare cum? Zi. Cum? Dar de când? De la spitalele vedem, de nu știu când. E foarte adevărat. Asta și ai aflat ceva din ceea ce s-a întâmplat? Mie se pare că e foarte grav. De la spitalul Matei Baci e foarte grav și am făcut nenumărate emisiuni. Da. La spitalul Matei Baci ai aflat ceva după ce au luat incendiu? Nu, și nici nu aflăm. Nu, nu. Unde a mai fost? În Moldova, zi, la Piatra Neamț, ai aflat ceva? Neamț. Sunt oameni care și-au pierdut viața, mulți oameni. Da? Ai aflat ceva? Da, e în urma anchetelor efectuate? Nu o să mai aflăm niciodată nimic. Da. Sunt cazuri care se închid de la sine, cazuri în care oamenii au murit în spitale, ducându-se acolo să-și salveze viața, de fapt, da? Și au murit arși. Știu că e dramatic și foarte... Este, da, e... Dar ăsta e adevărul, din păcate. Se pare o imensă bătaie de joc, da. Pentru că asta e România în momentul ăsta. Ce, nu trăiești în România? Ba trăiești da, în... ba da, ba și da. Încerc să mă detașez de toate lucrurile ți se astea pare că pot. Sunt lucruri, nu le vezi în fiecare zi, care nu merg? Da, pe de altă parte, România merge înainte, Nicu. Da, corect. Adică sunt și păi lucruri... și noi mergem înainte. Și... Pe breasla mea mergem înainte cu Ministerul Culturii. Avem un ministru, o minune de om, o minune. Nu mi-aduce aminte, chiar era o seară reușită. Păi nu, asta că zice... Bine, reușită, cu imaginile astea și dar cu... Omul ăsta chiar ce... e preocupat de cultura românească, de păi el e analfabet, cum să... Nu, e rău. Poftiți? Cred că a scris o jumătate de pagină. De da, da, șters-o după aia. După ce a scris-o, a șters-o. Da, în fine. Păi da, tu ce vrei? Da, chiar. Chiar ce vrei? Nu vezi? Tu ai văzut undeva în planul ăsta de reziliență și redresare, planul național, să scrie ceva despre cultură? Nu te-ai obișnuit că nu se întâmplă nimic din punctul ăsta de vedere? Știu, vrei să ne jelim? Să ne... Nu, de ce să ne jelim? Eu am fost... Jelim să ne jeluim. Cum mă? Păi da, asta cel mai tare m-am amuzat. Prima dată am înjurat, recunosc. Da. După care m-am amuzat și după aia am plătit. Ah, e plătit pur și simplu. Da, mă încadram la chestia aia cu legea 30 aia, cu povestea aia, cu ajutorul ăla, indemnizația aia care s-a dat pentru cei care câștigau din drepturi de autor. Uh-huh. Da, bun. Stăteam acasă, n-am făcut nimic, n-am muncit corect, nimic. Corect, un an și jumătate ți s-a luat dreptul de muncă. Și am aplicat pentru povestea aia și am primit banii. Uh-huh. 4.072 de lei pe lună. Bani buni. A, e primit ăștia? Da, sigur că da. Doamne ajută, pe ea din e... martie până acum. Care și martie? La... Din martie anul trecut. A, pe și extraordinar. Luna trecută am plătit, am dat înapoi la stat, că după cum bine știi, indemnizațiile sunt neimpozitate. Da. Tocmai am dat 41,5%. A, din ce ai luat? Da. Păi de ce? Cum de ce? Nu, întreabă pe doamna Turcan, întreabă pe domnul... Câțu, întreabă pe... A, sunt impozitate sau nu sunt impozitate? Că deci legea spune că nu sunt impozitate și ei s-au hotărât să le impoziteze. Și acum pun-te în situația mea în care a trebuit să plătesc tot anul 2020. Și alea... ce a fost din 2021? Câteva asta în 2022. A? 2021. Ca a, în 2022. Da. Deci, deci cea... practic din aia ce ai luat, ai luat 19 milioane... Da. 13 milioane 800 și ceva de lei înapoi. Din ce ai luat? Da. 13.000, ce am zis, 13 milioane, mă iau după tine că vorbești. Nu 13 milioane, da, da. 13.800 de ai dat înapoi. Da. Mm-hmm. Da. Iar și mai tare, cel mai mult de fapt și de drept m-am amuzat, că această indemnizație e pentru cei care câștigă din drepturi de autor. După cum bine știi, legea dreptului, impozitarea la legea dreptului de autor e total diferită decât impozitarea la un salariat. Mm-hmm. Fără CAS-uri, fără, da, fără. CASS-uri, fără, eu sunt și pensionar, să ne înțelegem da. Exact. Și a trebuit, și atunci am zis, ok, îți dau banii înapoi, domnule statule, dar dacă mă ajuți pe drept de autor, i-am impozitează-mă ca atare. Mm-hmm. Cu 10%, că așa este. Păi nu, și nu. Nu, și ei au pus. Da. A trebuit să-mi plătesc contribuție de pensie, mm-hmm. acum, eu pensionar incredibil. Fiind. Deci e foarte amuzant, e minunat. Da. Hai că avem o legătură telefonică cu colega noastră, Ilinca, da? Da.
Bună, Ilinca. Spune-ne ce s-a întâmplat, dacă ai informații legate de incendiul la spital de acolo. Te ascultăm. Bună, este un incendiu la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria din Iași, practic cel mai mare spital de pediatrie din zona Moldovei. Potrivit celor de la ISU de la Iași, incendiul a avut loc în corpul B al unității medicale la etajul 2, într-o secție ATI. Iată, din nou vorbim despre al patrulea spital în care apar incendii într-o secție de anestezie terapie intensivă. Au fost evacuați toți pacienții din acel salon care a fost cuprins de flăcări, dar și din întregul pavilion. Câți copii era în salonul de terapie intensivă unde a fost a luat foc, unde s-a declanșat incendiu? Avem, știm asta? În total, potrivit unor surse, 7 copii au fost evacuați din acel pavilion. Cineva rănit? Nu. Deocamdată mai multe informații nu sunt. Pompierii sunt acolo. Imaginile ne arată că este flacăr în continuare la spitalul de pediatrie. Și nu trebuie să uităm faptul că acel spital este în renovare de aproape un an și jumătate, iar lucrările ar trebui să continue cel puțin încă un an. Bun, mulțumesc mult, Ilinca. Numai bine, mulțumim pentru informații. Ne oprim aici, văd că între timp s-a stins, nu mai e flacăra acolo, la cele două etaje, penultimul și ultimul etaj, din Spitalul Sfânta Maria din Iași și în Spital de Copii. Am înțeles că incendiu a avut loc la secția de terapie intensivă. Mulțumesc mult pentru informații și pentru, dacă avem informații noi, vom reveni. Așa, deci a venit statul și ți-a luat fără nicio problemă. Numai mie mi-a luat. A luat la multă lume. L-a luat tuturor celor care... De ce am deschis acest subiect? Pentru că eu n-am auzit pe nimeni. Nici la radio, nici la televiziune. Și de mii de talk show-uri, și de mii de analize, de grafice, de prognoze, de tot ce vrei. Păi odată n-am auzit și eu o emisiune dedicată pe zona aceste, despre ce se întâmplă cu amărâți ăștia de artiști. Ce se întâmplă? Am făcut despre artiști independenți care n-au prea luat nimic. Adică... Nu există artiști independenți, să fie foarte clar. Nu, n-am știut. Nu. Există artiști liberi profesioniști. Liberi profesioniști, sau așa, da. Da, pentru că independent înseamnă că n-ai nicio treabă cu statul. Păi da, sunt artiști. Înseamnă că te-ai finanțezi 100%. Sunt artiști de teatru. Artiști de teatru care sunt independenți și au colaborări. Și nu neapărat au colaborări la teatrele de stat, au la instituțiile particulare. Și aia sunt artiști independenți. Dacă strict angajatorul lor este unul independent. Păi da, știu eu, care joacă în teatre private. Numai în teatre private. În teatre private, nu știu numai, dar în principiu joacă spectacol. Noțiunea asta de independent nu prea e cea mai corectă. Uh-huh. Cred că liber profesionist este mult mai corect și angajați. Incendiu pavilion, au fost evacuați toți pacienții. Managerul spitalului, Alina Belu, spune că arde un salon gol într-o zonă care nu este foarte folosită. Ce înseamnă asta, nu e foarte folosită? Ori e folosită, erau copii sau nu erau acolo. Și se îndreaptă spre spital în aceste momente. Să se îndrepte, drum bun. Bun, haideți să ne oprim pentru o scurtă pauză. Vezi, de asta mă enervez că trece foarte repede. A trecut jumătate din emisiune, o jumătate de oră. Și am vorbit numai prostii. Cum adică am vorbit? Mă rog. Poftim? Tu vrei să te mai invit? Zi dacă te invit, nu-i problemă. Dacă vrei, nu. Facem foc eu anul ăsta sau nu facem? Păi tu vezi că se vorbește dimineața până seara de ăla zi. Zi ăla de la Cluj, cum se cheamă? Ăla cu muzica electronică. Untold și Never See. Never See, asta sunt singurele două concerte. Dar asta, concertul ăsta, festivalul ăsta, două concerte, două festivaluri. Ăsta, Folk You, pe care l-am dus singur pe picioare, 15 ani. Și nu ne-a dat nimeni niciun leu și așa mai departe. Pe asta n-am auzit nimeni să vorbească. Păi nu, ce tristă țară, totuși. Da, plină de omor. Ce vrei, să te compari cu Never See-ul și eu vreau să mă compar cu Never See-ul, mi-e place foarte mult. Poți. Cum să mă compar cu Never See-ul? Acolo este o mare afacere. E o mare afacere și e foarte bine că e o mare afacere. Foarte nu suntem împotriva afacerilor. Nu. Pentru mine nu asta e. Problema mea este că trebuie să trăiască și cei mici.
să trăiască și cei mici, numai noi să nu murim. Da. Hai să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la Nico Alifantis. Excelentă ideea cu lanul de lavandă, excelentă ideea pentru o mobilizare și mai eficientă. Și mai eficientă îi propunem premierului. Câțu, 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 premier. Campanii de vaccinare și în alte locuri la fel de inspirate. Pe blocuri, în pom, în lift sau unde mai iese omul să se relaxeze. La bibliotecă, la casa de cultură, la atelierul de brodat și chiar, Doamne iartă-mă, la muzeu. Hai noroc, Câțu, Câțu și Mâțu. Hai noroc, Câțu, hai noroc. Ce înseamnă să improvizezi pe un text pe care l-a citit? Nu. Ce, păi cântă și... Nu. Păi cântă și tu ceva. Nu. Cântă-l deci dacă mă întrebai pe mine... Am tras cu praștia. Dacă deschideai subiectul cântatului ăsta pe live așa la televiziuni, așa? Ce-ar fi fost la gura mea? Ce? Asta am făcut-o efectiv din prietenie pentru dar tine. Dar știu asta, asta. Știu că ești un, din punctul ăsta și de vedere. Și m-a amuzat ăsta. Adică am zis, ce să cânt un cântec de-al meu, ce? Tot ăla, decembrie, care ce tot bine ăla? Că lasă-mă cu decembrie, că nu ți-am cerut ăla. Ploua infernal de tot, sonet. Chestii de-astea, da. În fine, una ochii, peste alta, de soare. Eu nu cred că povestea asta cu cântatul în studio se poate face așa oricum și oriunde. Asta e adevărat. Chiar trebuie făcută ca lumea, serios. Cu trupă, cu nu știu ce, cu trupă cu sau fără trupă, dar bine organizat. E adevărat. Cu, da. Păi noi ne-am organizat. Dar asta a fost așa o chestie de sufragerie la un ceai. Păi nu ne vede nimeni. Tu ce ai crezut că suntem în direct sau a, ce? Nu, stai liniștit. Eu în primul rând că sunt convins că nu se uită nimeni la noi. Așa că nu se uită nimeni, n-are cum pentru că înregistrăm. O să dăm altă dată emisiune. Până îi prindeți pe aia de live, se uită. Suntem live și spontaneitatea și improvizația ta au fost magistrale. Aia cu Câțu, Câțu va rămâne. O folosesc la promo. Costă. Da, știu, știu, dar mi-asum, ce să fac? Da, ai uite, mai când stați, mai când poștalionul și atât, că după aia vorbim. Da, după aia dai tu și... Din seară poștalionul va trece prin strâmtoare, iar noi îl vom surprinde la locul cunoscut. Întocmai ca pe vremea când mânuiam topoare, ori flinte, chintuite, tocmai ca în trecut. Nu ca să pune mâna pe călătoarea blondă, ce tremură și șvâră colierul între sâni. Nu ca să smulgem fetei nărul de logodnă, vom răsuci cu vervă pistoalele în mâine. Un lucru mult mai nobil, prietena, astă seara aduce poștalionul și mai de preț decât o călătoare blondă, subțire sau sfrințoară, un saci cu bani de aur umpluți până la gât. Diseară poștalionul aduce un domn de seamă, un călător de vază și un hoțuman de soi. Aduce timpul domnul pe care nicio vamă nu l-a putea vreodată întoarce înapoi. Așa că nu vă temeți, de el va fi o luptă din cele mai ușoare, iar de-l vom prinde în laț, în pânza veșniciei, de-a stărată ruptă. Noi dintre toți stâlharii vom fi cei mai bogați, de vom pune mâna pe el și pe comoară. N-am pricosit prieten, cum nu ne-am așteptat, iar de vom pune mâna pe el în astă seară. I-am dat o lovitură cum încă nu s-a dat, oh, i-am dat o lovitură cum încă nu s-a dat, i-am dat o lovitură cum încă nu s-a dat, i-am dat o lovitură cum încă nu s-a dat, i-am dat o lovitură cum încă nu s-a dat. Hai,
că avem toate condițiile. Ce condiții? Asta e frumos microfonul, că arată bine. Nu, dar s-a auzit foarte bine, crede-mă. Mersi mult că te-ai deranjat chiar. Bine, mai cântăm ceva la finalul emisiunii. Nu mai cântăm. Dați-l pe el, cum zice, nu mai cântăm. Nu mai cântăm, nu? Nu mai cântăm. Păi ce nu mai cântăm? Cânti numai ce vrei tu? Da. Păi ălea care îmi place mie? Băi, asta să-mi dai și mie textul ăsta. Păi te rog, păstrează-l. Da, tu crezi că mai știu ce am cântat. Ai cântat de acolo. Să mai întâmplă ceva la ea și să-mi dăm... Hai, dă live-ul, hai să întrebăm ce s-a mai întâmplat. Da, Ilinca, bună seara. Din nou. Bună. S-a declanșat planul roșu de intervenție în Iași, la spitalul de pediatrie. Sunt 6 mașini de stingere în curtea spitalului în acest moment, dar și o autoscară și 2 autospeciale de transport victime multiple. Avem și câteva alte cifre oficiale. 12 persoane au fost în total evacuate din corpul B al unității medicale. Vorbim despre cel mai mare spital de pediatrie din zona Moldovei, un spital care este în acest moment în reabilitare și care are 650 de paturi. Deocamdată nu se știe nimic despre victime, dacă sunt sau nu victime. Ministrul Sănătății a plecat în urmă cu puțin timp de la ședința coaliției la care se afla și a spus că dacă va fi necesar, va pleca către Iași. Păi, atât timp cât s-a stins, văd că s-a stins incendiu, nu? Nu mai este flacără în momentul ăsta, avem și noi imagini. Să stea la, adică pleacă, sau, mă rog, nu e treaba noastră, să plece dacă vrea. Bun, mulțumesc mult de tot, Ilinca. Ilinca Nazarie de la Iași, corespondentul nostru. Unde rămăsesem, Nicu? Vreau să citesc și eu ceva din această cărticică atât de frumoasă, Între ieri și mâine, poezele, gânduri, licurici, cu desene de Horaciu Mălăele. 1 mai, că tot a trecut 1 mai, dar e 1 mai de anul trecut. Și descrie atât de bine toată perioada asta a pandemiei. Deschid ușa, milițianu. Deschid poarta, milițianu. Spăl mașina, milițianu. Visez, maiu, milițianu. Litoralul, milițianu. Dau să-i spun cam ce gândesc, cum că aș vrea să mă pornesc, îmi zâmbește milițianu. Bun precum samaritanu, îmi arată blând un câine și îmi spune, atențiune, stai în casă, națiune. Strașnică așa urare, la o mare sărbătoare, drept care cu greu mă abțin și mă mut online puțin, îmi miroase amic și fum, berea-i rece, spumuiește, plaja, marea, valul, bum. DJ-ala se pornește, mangafaua buricește, bag în gură, manelește, vatul bumuți, 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 de încrapă în gură, în gură dinți. Urăsc toți microbienii și iubesc toți milițienii. Superb! Te-a inspirat foarte tare ce ai văzut anul trecut de 1 mai, că anul ăsta a fost un mai în libertate. Da. Da. A fost în libertate, în sfârșit în libertate. Crezi că vine valul 4? Spun o întrebare, știi, ca și când i-aș întreba pe ce ești. Cum? Da. Deci vine valul 4, pe când estimez că vine? Eu zic că undeva într-un octombrie. Un octombrie, da? Da. Uite, m-a sunat doctorul Marinescu. Domnul Marinescu, sunt în direct cu Nicu Alifanti, sunt întrebând de valul 4. E vine în octombrie, e ok? Valul 4. A, nu mai vorbiți de val. Situație epidemică. Ce val ca valul trece? Hai că revin eu cu un telefon, numai bine. Deci nu vine în octombrie, vorbește despre situație epidemiologică. Nu mai discutăm despre val, valuri. Și știi foarte bine ce e val ca valul trece. Pregătești 3 albume care sunt... Eu le tot pregătesc de multă vreme să vedem. Păi nu, două sunt gata, adică ele sunt făcute. Cântece de șemineu și mozaic, dar este un pachet cu totul special. Da, e un... Iar cel de-al treilea? O trilogie, ca să zic așa. Mm-hmm. Al treilea, da, e o poveste foarte frumoasă și foarte de suflet a mea de la Brăila, cu povestea păstrării tradițiilor și a obiceiilor și a limbilor, etniilor care trăiesc acolo. Sunt vreo 11 etnii. Ideea mi-a venit de la Panaiti Strati, care într-o scriere a sa enumără toate etniile de la Brăila și la urmă spune și câțiva români. Și câțiva români. Și avem, deci o să fie cântece în românește, în grecește, în italiană, în țigănește, în
greacă am zis. A zis, da. A română. A română. Rusă. Rusă. Armeană. Armeană. Hai că ultima dată când am făcut calculul erau vreo neșiseră. Ne-au ieșit nouă. Nu, ne ies și acum, dar m-ai luat prea repede. Te-am luat prea repede și te-ai pierdut în larg. Da, lumea de acolo e foarte pestiță. Și cum alegi cântecele? Adică doar câte unul de fiecare? Nu, vor fi niște povești care minoritate? Vor avea inserturi. Nu a, să povestea, fie... da, o poveste legată de o minoritate? Legată de o minoritate, de o etnie, de o fată, de o și un cântec de stradă, de o casă, de o întâmplare. Și un cântec în limba respectivă. Și e un cântec care povestește... povestea. Cântă povestea. Exact, cântă povestea. Iar în interiorul acelui cântec, dacă ea e referitoare la armeni, sau e o poveste melodia, despre da? Armeni, piesa respectivă va avea un insert armenesc. Că va fi strofa sau că va fi refrenul sau că vor va fi niște ceva vorbe, pur și simplu. Am înțeles. Lasă-mă să... Cum se cheamă albumul? Ai Albumul se va chema Ibrail, asta știu, pentru că este denumirea Brăilei pe vremea când era Raia Turcească. N-a spune cum va fi ambalat, dar va fi o surpriză. Dar spune-mi, te rog, în turcește? Ibrail. Păi nu, n-am enumerat minoritatea turcă, asta da, mi-e lipsea. Da. A și în turcește. Păi Brăila a fost an de zile. Păi asta zic, de aici și denumirea de Ibrail. Da. Bine, am ales denumirea asta pentru că mi-a sunat. Sună frumos, da. Sună frumos. Și atunci povestea se încheie cu cele trei trilogia. Deja capătă conturul pe care mi l-am dorit. Am plecat cu cântece de Șemineu, care știi povestea foarte bine, că ai fost alături de mine de-a dreptul. Superb albumul. Ai fost chiar producător. Sărac. Mozaic, care este un album absolut excepțional. Pe Mozaic am prins un pic curaj și m-am dus mai departe în poveste și am zis că merită să fie finalizată și să arate așa cum trebuie în acest Ibrail. Și va fi un pachet surpriză, nu spunem, mi-ai zis ideea care este excepțională. Dar vreau să se bucure de această idee oamenii când o să afle atunci și o să cumpere acest pachet, pentru că va fi un pachet. Da. Și un pachet cu totul deosebit, trebuie să spunem. Și mai am în cap un Dimov integral, așa cum a fost Nikita, pentru că... Da, ai cântece de Dimov. De Dimov, nu ai? Pe versul de Dimov? Numai 12. Păi asta spun. Da, deci am, sigur. Și scoți un album și Dimov. Două dintre ele au și apărut pe albumul Voyage. Voyage, care e chiar piesa care dă titlul albumului, asta, el a apărut a fost primul meu CD, compact disc, în 1995. Și tot pe albumul ăla mai este Destin cu Baobab. Dar astea sunt doar două din 12 piese. O integrală Dimov este o poveste foarte frumoasă, pentru că lumea onirică a poeziei lui... Da, să-i spui Leonid, cum ai spus Nikita. Sau Dimov e mai puternic decât Nikita. La Nikita e altceva. Nu știu, încă nu știu cum se va chema. Dimov, pentru că e cunoscut Dimov. La Nikita Nikita. Am dedicația lui de pe volumul de versuri. Eu l-am cunoscut, am avut chiar o noapte întreagă imprimată cu vocea lui, cu el spunându-și poeziile. Din păcate s-a pierdut pentru că mi-au fost furate. Serios? Da. Așa cum s-a pierdut și casa memorială, aș putea spune, Nicu Alifantis, pentru că... Aia e o altă poveste, nici păi nu vreau să mă mai gândesc. Păi nu, au rezolvat-o la primărie, s-au mințit până în ultima clipă și au dărâmat-o, nu? Da, au dărâmat-o, a devenit un teren. Știi, mă uitam acum și la Caracal, pentru că sunt foarte multe case frumoase. Era o casă superbă în Gătatul de Vară, pe care o știam din copilărie. Între timp a fost dărâmată și au făcut o magaua, ceva, o clădire mare păcat. Monstru. Mă uitam în Caracal, seamănă foarte tare arhitectura cu Brăila. În perioada aia s-au făcut case la fel. Da, mi-a părut rău că s-a pierdut această casă, pentru că era un lucru important pentru Brăila să fie o casă memorială Nicu Alifantis. Dar ai văzut că nu mai contează nimic în ziua de astăzi, apropo de supărările noastre, așa, legate de cultură, de muzică, de artă în general, că nu mai contează nimic, că totul atâta este... Atâta noi nu de... mai contăm, ce să mai totul conteze. Este în derizoriu. Nu, dar apropo de casă, de patrimoniu, apropo de arhive, de cărți,
Și sunt oameni care se încăpățânează să facă asta. Da. Și apropo de cărți, te vă recomand că se găsește, spuneam, Nico Alifantis, între ieri și mâine, Poezie de gânduri licurit. Sunt și poezii. El nu s-a luat niciodată în serios ca poet, dar o să ia alții care să-i citească poeziile. Asta e, și asta e Face Carte, de la Facebook. Uh-huh. Face Carte. E o altă carte a lui Nicu pe care vă recomand. Asta am avut o surpriză foarte plăcută cu Face Carte. Când am scos-o în 96, s-a întâmplat undeva în martie, în primăvară. Ba da, chiar în perioada aia, 1-8 martie, de Ziua Femeii. De Ziua Femeii, de mărțișor. Și atunci am scos prima ediție, iar în septembrie am scos ediția a doua. Deci a fost o... 96? Când ai zis 96, zic, frate, da. De unde Face Carte 96, că nici nu exista Facebook atunci. Da, da. Și la fel, Alifantis și Zan, Țara de unde vin. Care asta, a fost... asta e o poză cu tine. Da. Hai să încântăm ceva patriotic. Nu, n-avem de ce. Trăiască România. Da. Păi ca să facem în ciudă tuturor. Nu. Vezi că nu te pun să cânti ce bine că ești, să-mi cânti ce nu, bine dar că vreau ești. Să spun o poveste cu albumul ăsta. Am ținut foarte tare să scot acest album cu toate cântecele mele care au fost la perioada respectivă categorisite fie ca patriotice, fie țara cântece noastră, de țară și noastră, da. Okay. Cum păpajii ăștia al noastră. Și București, și am zis să scot, da, București, oraș al poeziei. Și am zis să scot de anul centenar, în 2018. Uh-huh. Ca omagiu adus Unirii și Marii Uniri și așa mai departe. Bun. Și am scos. Zic, mamă, va fi o mare bubuială. O mare bubuială, 100 ani de ani, nimic. Aiurea. Dar cum asta e... un mare fâs a fost, de fapt, toată aniversarea până la urmă, centenarului. Atunci, da. A fost jenant. Jenant, da, și noastră, trist. Da, versiunea originală, e un cântec absolut, da, superb. Hai că l-am văzut pe la reclame, că le mai folosesc ăștia, nu? Da, cine e interesat? Țara de unde vin... Pe da. Și ăsta îl știu foarte bine. București, oraș al poeziei, un cântec atât de frumos și de tandru. Jurământ Im, s-ar putea. Juda, da, da, le știu. Hai să cântăm ceva patriotic. Nu, de cântat nu mai cântăm, gata. M-am prostit, păi, da, cu nu, chestia aplic, asta. Eu aplic pedepse corporale celor care nu se manifestă ce cum se trebuie. Ce să faci? Asta e, mă pun la bătaie. Acum... Păi nu, ne batem în parte, dar eu dau nu, primul. Nu, și e frumos, putea... nu e frumos, nu. Nu, să fim pașnici, să fim buni. Sunt foarte pașnici. Luăm o pauză și cânti după aia ceva, ca să cânti în pauză, ca și când te-aș surprinde că tu cântai și nu știam că ești la... Să ne facem, ne da, facem, da. Nu, da, nu, da, nu. Da. Ne facem că nu știm. Nu, tu nu te faci, tu chiar cânti. Băi, când se termină emisiunea? Când spun eu. Ok. Pauză. Da, mă cer cu Alifantis de când ajung o pauză să mai... Ba da, am intrat. Okay. Am intrat eu să cânte zi. Deci nu mai cânti pentru că nu mai știi să cânti. Da. Ba da, știi să cânti. Ai avut un concert de o oră jumate excepțional la Caracal. Da, da. Într-o formă de zimă. Da, a fost tot ce ai mai putut să faci. Deci tu m-ai chemat să stăm de vorbă, da? Păi și stăm de vorbă de păi o oră. Păi ce aia să stăm de vorbă cu... Ba când, ba stau de vorbă, păi ori, n-ai cântat nimic. Ce să stai să cânti? Cum n-am cântat nimic? După ce că ți-am făcut surpriză să cânt, cine a scris textul aia cu Câțu Câțu? Noi găinile. Voi găinile. Păi nu știi cum se spune, okay. Noi găinile. Așa, deci am cântat chestia asta, o surpriză. Mă enervezi. Ce carte lipsește de aici pe care n-ai adus-o? 45 de poeme la întâmplare. 45 de poeme. Am o rugăminte, nu-mi dați imagini cu unii care se plimbă cu rucsacul în spate lângă o mașină de pompieri. Da. Dacă este ceva care merită să fie dat, dăm în secunda a doua, da? Și mai avem aici dicționarul lui Alifantis. Foarte drăguț și e bine să-l avem acolo. Da? Excepțional. Vezi ceva acolo că e scris, da, cam mic. E, văd foarte bine o persoană, că ălălalt, o persoană despre care vorbești mai multe cuvinte, pădit emoționat. Ăsta, un șef care și-a pierdut autoritatea. Untru, un loc în care te-ai duce și nu prea. Adică vrei să spui că... bun, spune-mi, te rog, e acel pachet excepțional... Și nu știu dacă se mai găsește, dar vine perioada cu decembrie 50. Avem, mai avem. Avem. Se poate găsi, se poate comanda online. Unde? Se pot comanda discurile tale? Alifantis.ro. Alifantis.ro e un magazin online. Ne-am făcut magazin, stau la tarabă, eu vând. Da, bine. Eu sunt autor. Până la ce oră stai? Că să te văd. Băi, este non-stop. Non-stop? Pe bune.
Deci tu dacă îmi dai comandă noaptea, eu noaptea ți-l trimit marfa. Cum, la două dimineața? Ci... Băi, e mai rău decât pizza, nu-ți poți imagina. Vorbesc serios? Păi bineînțeles. A, și tu vezi, ți activează în momentul în care s-a dat o comandă automat, da, eu nu stai să cauți. Ai am un pitic, îmi dă o palmă, scoală, treci la tarabă. Nu, cred că am caz două palmă, că de-aia nu-ți dă un pitic. Da. Cred că zice, Nicule, scoală, e o comandă ca lumea. Da. Deci se pot comanda discurile. Tu nu știi tricoul ăla al meu genial pe care mi l-am făcut pentru Gaudeamus? Cu eu sunt autorul, eu sunt vânzătorul. Ah, da, știu, și știu. Și pe spate azi maestrul nu creează, stă la raft și încasează. Este un domn excepționant, fiind de aceeași vârstă, mă gândesc că suntem amândoi la fel de tine și frumos, spune o doamnă. Îi doresc inspirație cu carul, să ne bucure o eternitate. Extraordinar. Alifantis nu mă enerva în timpul emisiunii, că știi că fac urât. Da, ce bine că există Nicu Alifantis. Ce bine că Marius Tucă invită asemenea artiști. Muzica lui Alifantis e minunată. Îl iubim și îl salutăm cu drag și dor, Lidia și Cornel. Deci doi odată. Bună seara, sunteți minunați, vă iubim și vă respectăm. O întrebare, este foarte greu să puneți în surdină câteva melodii interpretate de maestru Nicu Alifantis. Nu pun nimic în surdină, că trebuie să cânte el în ultimele 3 minute. Este un domn așa, deci nu mai e mesaje de asta. Mă bucur că sunteți în această emisiune, în această emisiune, în această seară. Muzica sub orice formă încântă și bucură. Felicitări pentru invitatul dumneavoastră, Nicu Alifantis. Seară reușită. Și toată lumea vrea să cânte. Hai să și cântăm ceva. Hai, pregătește-te de întâlnirea cu domnul Chistoiu. Zero, și sunt foarte pregătit, stai liniștit. Nu, va fi, îl voi hărțui permanent. Voi scoate să de la el tot ce mai bun. 0747 800 800 este telefonul la care puteți transmite mesaje lui Nicu Alifantis și să-l rugați să cânte un cântec, da. Oricare vrea el. Nu, eu nu mai vreau să cânt. Eu, nici, eu știu vreau că tu nu mai vrei, dar vreau eu. Păi, poți să vrei. Așa. Acum, faptul că m-ai invitat nu înseamnă că trebuie să fac tot ce vrei. A, nu e așa? Eu așa am crezut că așa e. Nicio formă. Când invici... Nu, uite, vreau să-ți explic un lucru, că eu o să vin cu mare plăcere la emisiunea ta de câte ori o să mă chem. O să le mulțumesc. Numai că, da. O să le mulțumesc oamenilor care ne urmăresc. Da, doar că... Vreau să vă zic că sunt foarte încăpățânat, iar tu știi cel mai bine lucrul ăsta. Eu ferească Dumnezeu să aveți de-a face de-a parte de încăpățânarea lui Alifantis. Nu, ferească Dumnezeu. Deci eu nu vreau să fac chestia asta cu cântatul așa pe unde apuc. Dar nu e aici unde apuci, nu mă jigni după mine ca realizator de radio, televiziune și presă scrisă. Deci, asta, să-mi dai și mie o copie după nu, textul ia asta ăsta, cu totul. Da, poți să o păstrezi. Da, dar poți să te încăpățânești, dar scrie să ceva și scriu ceva. Poți să... Cu dragoste pentru Nicu Alifantis, cel care n-a cântat niciodată. Pentru Neanicu. Când l-am rugat eu, da. Pentru Neanicu. Da. Neanicu și mai cum? Alifantis? Deci, Valeriu. Încăpățânează-te. Nu, numai când. Încăpățânează-te, nu cânti nimic. Hai că îi plictisim pe oameni. Zău, pe bune. Da, nu mă rog de tine toată emisiunea, că oricum se termină. Păi că s-a terminat, e ca și cum s-a terminat. Nu s-a terminat, dar încăpățânarea asta... Eu sunt pe Anca în timpul emisiunii și o pun pe speaker și... să te roage și ea. Nu, că Anca nu mă... Ea știe, ea mă știe și o să-mi dea dreptate. Dacă eu nu vreau, nu vreau. Da, îți dai seama că niciodată nu ți-am zis să faci ceva împotriva voinței tale, dar aș vrea să vină la tine. Știi, asta e ideea. Pentru Nicu Alifantis, din Brăila poți să scriu? Da, da, Nicu de la Brăila poți să scriu direct. pentru Nicu, auzi, Nicu, pentru Nicu. Nicu, lasă-l așa, da, articulat. Lasă că n-am scris Nicu, stai liniștit. Articulează-mă. Stai liniștit. Lasă-mă așa articulat, te rog eu. Care e concertul de care ți-aduci aminte, un concert care te-a marcat în cariera ta? Sinfonicu a fost. Sinfonicu. Sinfonicu a fost ăsta, apropo, acolo mi-a venit și asta cu Nicu de la Brăila. Sinfonicul pe care l-am făcut fix în ziua în care împlineam 50 de ani și mi-am zis să-mi dau de lucru. Un alt concert care mi-e foarte drag și e o amintire foarte plăcută s-a întâmplat în 31 martie 1988 la Polivalentă, unde am avut sala aia plină ochi. Nu-mi vine să cred. Câteva mii de oameni, pentru că așa era. Era vreo 7.000, era pe locuri, cu cel mai erau în picioare, da, pe acolo, pe undeva, spre 8.000. Ăla a fost iar un concert frumos, a mai fost un concert... bine, au fost mai multe, dar... Eu țin minte un concert în vamă cu tine, pentru că și așa te-ai încăpățânat, trebuia să cânti târziu și ai zis, nu bă, noi cântăm primii, în stilul tău clasic, numai că nu faci ce se spune, dar faci și pe dos față de cum ar trebui să faci, conform contractului.
Și atunci tocmai veneam și eram pe colina aia în Vama Veche și vedeam de sus scena unde cântai tu. Lumea început să strângă, era lume destul de multă și era la Sfințit. Și mi s-a părut dintr-o dată că se face pielea de găină, că toată scena aia cu tine și cu muzica ta este suspendată în timp și în spațiu și pur și simplu poate călători oriunde în lume și în univers. Și m-am apropiat, senzația nu a încetat, dimpotrivă a fost și mai puternică și ți-am și spus atunci că a fost unul dintre cele mai frumoase concerte pe care le-am urmărit, concertele tale, și a mai fost unul când ai fost planificat pe la 12 noaptea și ai cântat la 4 dimineața, că ne-am adus aminte, mai era o mână de oameni, era tot în Vama Veche, aproape de răsărit. Da. Dar tu ai cântat ca și când ai fi avut 1000 de oameni la polivalentă sau un stadion întreg. Ce arată profesionistul? Mie ce-mi place cel mai mult la tine, uite, acum ai avut un moment foarte scurt, cei drept, că nu știu ce-i cu tine în ultima vreme, puțin mai înainte într-o descriere aia de la Vama, ai avut un moment atât de frumos și de poetic, încât uneori mi se face dor să te mai aud spunând lucruri frumoase. Pentru că, în general, cerți. Da. Mă obligi să fac lucruri de împotriva voinței mele. Păi dacă e dragoste, ce vrei? Băi, da, bă, dar dragostea, bă... Cum e? Dragostea e să faci exact pe dos decât ce zice celălalt care te iubește. N-am eu stare acum și bine că nu mai avem timp, dar îmi face carte, cred că am o poezie pentru tine. Hai să ți-o citesc, mersi mult. Zic cum se cheamă poezia. Nu, că nu e acolo. Nu mai știu unde este. Acum. Nu mai desfacem nimic, că nu mai e timp. Mai ai 5 minute și te vezi cu domnul Cristoriu și ai încurcat-o. Există două Facebook-uri pe lumea asta. Unul utilitar al lui Mark Zuckerberg și altul poetic al lui Nico Alifantis. În Face o carte a lui Alifanti mă simt cel mai acasă, pentru că aud simultan cuvintele și sunetul muzicii din spatele lor, chiar dacă muzica textelor n-a fost compusă încă. Sunt așadar un privilegiat, aud și ceea ce încă n-a fost pus pe note. Deci, Alifanti, eu știu toate cântecele tale, mulțumesc, din păcate sau din fericire. Iar eu știi pentru ce îți mulțumesc? Nu, mulțumesc pentru bana, vreau să îți mulțumesc pentru acea dedicare. Nu e o dedicație, sunt câteva vorbe pe care le-ai scris pe Vinyl Collection și care au fost foarte, foarte, foarte de suflet și foarte frumoase. Fost de suflet pentru că descriau și că scriu muzica, lucruri pe care nu o să-l aibă parte de el cei care ne urmăresc, dar cine știe chestia asta? Eu l-am auzit pe Nico Alifantis cântând el singur cu chitara unui grup de prieteni și magie puțin spus. Te mai strâmba la cameră, nu te nu mai strâmba la mine. Nu mă uit la mine, uite ce frumos sunt cu barba. Ești foarte frumos, foarte frumos și îți doresc foarte multă sănătate. Mulțumesc. Și să ne vedem cu bine și dacă te mai prind vreodată că o să cânti în vreun studio de televiziune afară de Marius Tucă, vin în timpul emisiunii în direct atunci fi. Bine, când o să avem un studio mare la Smart TV, vii cu trupa cu Zan și facem o seară profesionistă. Vin cu aia de la Jidvei, că doar 50. Păi zi de proiectul ăsta, că mi se pare incredibil. Păi da, ce, nu-l știi? Eu știu, dar nu mie, spune-le oamenilor. Nu, ce să le spun? Ceva ce a fost? Mai bine le spun ceva ce... Magia trupădurilor, cum zicea și Iencec, dar nu pe scenă. Eu te-am văzut cântând așa, cum suntem noi doi aici, într-un fel de asta. Cum am făcut chestia asta? Cum am făcut astăzi, mi se pare incredibil ce poate să însemne un artist mare. Și voi ați uitat artiștii să cântați la chitară. Sigur, trupă cu 10 instrumentiști, excepțional. Nu e adevărat. Așa cum este cu acordeonul, cum îl cheamă, în ăla cu decembrie. Doamne, cât de frumos cântă. Cum îl cheamă? Luba. Da, absolut fabulos. Absolut. Așa. Nico, avem prea multe de vorbit și prea puțin timp și plus că mă enervez în cea mai mare parte a interviului. Vezi, atât de agresiv. Mulțumesc frumos de invitație. Deci era o constatare. La revedere. Și la revedere că stai așa. Păi gata. Stai unde pleci, unde duci, că nimeni nu te așteaptă. Unde ai următoarele concerte? Când vei cânta în București? În București nu știu. Chiar nu știu. În mod normal, ba știu, ar trebui să fie în noiembrie undeva. Noiembrie? În noiembrie, da. Dar până în noiembrie nu cânti în București? Nu. De ce? Pentru că n-a fost să fie. Iar în noiembrie la Hard Rock Cafe un... Cum n-a fost să fie? Stai un pic, că văd... Nu, mă, n-a fost. Păi de ce? Păi nu știu. E ocupat București. Bine, unde e următorul concert? Mergem la Alba Brezoi. Iulia, la Alba Iulia, la festivalul de film. La festivalul de film. Care mulțumesc, Nicu. Iulia. Îți mulțumesc din tot sufletul. Alifantis.ro.
Acolo este magazinul unde puteți să cumpărați discurile, neapărat scoate, bine, te ajut eu, uite, voi găsi. Deci mă ocup eu de producția să scoatem din nou vinil collection, jur. Cu ochii pe emisiunea asta, că lasă, nu te mai împărți în 1000 de chestii. Hai. Păi nu știu, mă cunoști. Păi te rog. Trebuie să facem și folk în Vama anul ăsta, trebuie să facem și gala aici la București, avem câteva. Deci, dar nu mai Antoldu, frate, dar mă lasă. A fost ultima ediție. Mai vreau să mă bat cu Antoldu. A fost ultima ediție, Marius Tucă Show, m-am prins. Ce ultima ediție? Păi ultima de vreme ce ai alte în cap să te ocupi de ele. Păi nu, le trebuie făcute și alea, n-avem încotro, le ce facem în același generația timp. Generația tânără. Generația tânără, iar te dai pensionar. Vezi că spun acum că vrei să pleci și din țară și nu vreau să avem vorbă. De ce să nu plec? Știi ce a zis Anca? Același lucru am zis și eu la alte tâmpenii pe care ne-am mai discutat noi la Caracal. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc, Nicu, din tot sufletul. Și eu. Să ne vedem cu bine și urmează Marele Jack. Cinema aproape, ne întoarcem imediat.